Acum, politicologii, o parte din loc, o parte din Moscova, i-au dat un plan lui Dodon pentru realizare de urgență. Va citesc. Deci, el își dă demisia înainte ca să fie investit în Maia Sandu, în funcție de președinte. Zinaida Griceanu îl înlocuiește. Majoritatea lui din Parlament îl propune ca și prim-ministru și îl votează, iar Griceanu îl aprobă. Iată planul pe scurt, cum ați rugat dumneavoastră, că e foarte sunt timpul în direct la TV8, vă l-am spus. S-a auzit bine, nu? Da. Deci, Igor Dodon este propus pentru funcție de prim-ministru, da, corect? Da, nu că e propus, dar el își dă demisia din funcție de președinte înainte ca doamna Maia Sandu să fie investită în funcție. Da. Griceanu devine interimar a președintelui ca speakerul Parlamentului, da. Și ea îl înaintează. Ați înțeles combinația? Da, da, da. Ea ca curcani, dar ei nu dorm la miez de noapte. Vedeți că ei lucrează. Nu, despre aceea că Igor Dodon vrea să devină prim-ministru, eu am spus încă o lună nu, în urmă. Că vrea, doamna Sela, problema că el vrea, noi știm de mult. Eu nu înțelegeam unde este siguranța lui că va fi înaintat la prim-ministru. Nu, fiindcă el s-a făcut pe majoritate. Da. Aici eu vreau să întreb pe domnul Boțan, din punct de vedere al legii, domnule Boțan, asta e perfect legal că doamna Griceanu, care va fi președinte interimar, să numească un nou prim-ministru, deci aici nu vor fi ce legitimitate? Nu, ce legitimitate va avea acest prim-ministru? Dacă vor să îngloade țara asta cu totul, pot să recurgă la ceea ce spune domnul Usată despre planul lor. Legitimitatea va fi zero. Absolut zero. Domn Boțan, din punct de vedere juridic, iau dreptate. Numai că aici, altfel, că nu o să fie, ca să o să fie o explozie în societate, este altceva. Dar din punct de vedere juridic, da, dacă președintele, da, își dă demisia, Griceanu, ca speaker a Parlamentului, devine interimar. Și iată, aici e logica. Că da, majoritatea propune candidatul, formal aveți dreptate, dar trebuie să-l voteze partid ușor, da? Trebuie socialiști. Da, da, să-l voteze, să-l voteze. Acolo mai sunt câteva partide, părți vatămate, care nu vor accede în viitorul Parlament și așa că acolo nu-i numai șor. Dar potrivit dumneavoastră, domnul Usate, potrivit dumneavoastră, acest scenariu, acest plan este pentru... Pentru ce perioadă? Deci asta când deci are? Deci acest plan a fost discutat acum 30 de minute din urmă, deoarece mai mulți consilieri au văzut domnul să fac bagaje și operabilitatea la obținut informația a crescut.